viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Din nou la cafeaua de dimineață. Mai avem cafea încă, mai avem. Sperăm să și rezistăm să o bem. Și alții să ne lase să bem cafeaua. Că nu se știe cât se mai poate. După cum vedeți, în lumea asta încep să apară tot felul de șefi autoritari care nu prea mai le convine să fie criticați. Mai sunt și unii șefi neautoritari cărora nu le convine să fie criticați și pun gealații după aceea să îți dea la temelie. Bun, v-am obișnuit să vă spunem care ar fi, din punctul nostru de vedere, știrile zilei de ieri. Și ce să vă spun? Ieri a fost o zi interesantă pentru că au fost extrem de multe lucruri discutate. Ați văzut dementul acela care s-a închis într-o casă și a dat drumul la butelie, că era supărat că nevastă sa nu divorțează, nu știu ce. Un dement, dar nu asta este important. Important este cum s-a ajuns la situația asta. Respectivul individ fusese condamnat pentru că și-a violat nevasta. A fost condamnat și a fost eliberat înainte de executarea pedepsei. Și era practic într-un fel de, hai să-i spunem să înțelegem cu toți, un fel de arest la domiciliu. Dacă n-ar fi fost eliberat înainte, probabil tragedia nu s-ar fi întâmplat și s-a ajuns ca un copil pe care acest dement l-a luat alături de el când a dat foc acolo și a dat drumul la gaz. Dementul respectiv putea să arunce în aer tot blocul. Noroc că cineva cu mintea întreagă de la poliție, când a fost anunțată situația, a dat telefon, s-a întrebat curentul, gazul, etc. Deci, ăsta a fost unul dintre evenimentele neplăcute de ieri. Un alt lucru întâmplat ieri, am primit după o săptămână și două zile răspuns la un material pe care l-am publicat în Mesagerul de Neamț despre un incendiu la o groapă de gunoi neautorizată în comuna Agrapia. Știți că România este o țară care, cum să vă spun eu, luptă și dă-i și dă-i și luptă să avem ecologism. Noi punem gunoiul la groapa de gunoi și dacă nu punem, Doamne, să vezi ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Ne-am dus acolo, pe terenul mănăstirii Agrapia, cu paznicul mănăstirii alături. Ardeau frumos, după ce toată noaptea arsese, gunoi. Adus, de unde credeți, pe terenul mănăstirii, cine își permite să aducă? Nici primarul nu își permite să aducă gunoi acolo. Și ardeau, frumos. S-a dus garda de mediu, a făcut control 3 zile, au descoperit că e vorba cam de 1000 de metri pătrați, adică nu un coș de gunoi aruncat acolo. Și a fost foarte, foarte dură, controlul a fost extrem de dur, a dat o sancțiune contravențională mănăstirii, pe persoană fizică, nu pe persoană juridică, și la fel și primăriei, deși primăria nu prea avea mare lucru acolo, decât că nu au urmărit dacă cei de acolo duceau gunoaiele. Deci, după cum vedeți, una vorbim, că facem curățenie, să fie, dăm amenzi, și alta facem. Da, putem să ne mirăm? Nu putem să ne mirăm, că noi suntem un neam plin de bunăvoință față de tot ce înseamnă lucruri care ar putea jena. Ieri s-a mai întâmplat ceva. A fost sărbătorit cel mai bătrân membru USR din România, care este din Neamț, care este din comuna Alexandru cel Bun și stă vis-a-vis de primarul PNL al comunei, Ion Rotaru. Omul acela, cu un extrem de mult bun simț, a povestit cum trăiește, ce face, etc. Asta am văzut pe la prânz, când oamenii de la noi au venit cu filmarea. Și am dat-o și noi. Seara am văzut un tânăr userist, care întâmplător, nu știu prin ce minune, este și ministrul economiei. Cred că îl cheamă Năsui, ceva de genul ăsta. Nu vreau să mă... Și l-am văzut într-o emisiune, stătea așa în emisiune, nu cum stau eu,
la emisiune. Și moderatorul îl întreba: domnule ministru, dumneavoastră sunteți cu aia, cu fără penal, cu curați, tot. Da. Ați propus pentru funcție în minister, conducere, așa, o doamnă care a colaborat cu securitatea. Eu vreau să aduc lângă mine numai oameni buni, potriviți. Domnule, dar ați adus, ați recomandat, vă spun că eu vreau să fac o echipă și eu vreau să fie numai oameni buni. Și... domnul ministru, dar dumneavoastră n-aveți nicio jenă așa când propuneți pe cineva care... eu vreau alături de mine să fie oameni buni. Dumneata, nu înțelegi că eu te întreb, dar da, dar încă n-are decizie definitivă. Priveam și probabil ca mine foarte mulți alții și se întrebau, domnul ăsta este de la USR Plus sau este din divizia USR Plus pregătită de... de cine oare? Mă rog, am zis că nu mai văd eu bine la televizor și de asta m-am zis, băi, dacă nu mai văd bine, ia hai să iau măsuri. Și am sunat aseară și l-am invitat în emisiunea de astăzi pe medicul oftalmolog, domnul Cușnir, la el apelez când nu văd bine și l-am chemat în emisiune. Bună ziua, bine ați venit în emisiune. Bună dimineața. Deci, acum înțelegeți de ce v-am chemat? Da, absolut. Deci, după ce am închis televizorul, am stat și m-am gândit, doamne, dar oftalmologia asta este o problemă veche, de mult, de mult, de mult. Păi, știm că și Adam și Eva umblau prin Eden și nu prea se vedeau unii pe alții, că erau goi. Asta nu știu dacă ține de oftalmologie sau de altceva. Dar după aceea am avut tot felul de probleme. Avem în basme oameni care nu vedeau bine. Avem, deci ce să mai discutăm? Avem politicieni care acum nu văd bine. Avem judecători care nu văd bine. Avem procurori care nu văd bine. Avem primari care nu văd deloc. Avem șefi de instituții care nu văd. Nu cred că îi puteți trata pe toți. Dar haideți să vedem ce puteți trata. Eu cred că în cazul dat este mai degrabă o orbire selectivă. Cum se cheamă orbire? Orbire selectivă. A, da, da, da. Probabil că au niște lucruri, când văd verde, de exemplu, văd foarte bine. Când văd verde, când văd așa, când văd alte culori, nu mai văd. Probabil. Domn doctor, haideți să spunem că domnul Valeriu este... stâlp, unul din stâlpii de la Platinum Optic, o societate deja cunoscută în Neam și nu numai, și în Iași și în alte zone. Și am apelat la domnia sa pentru că, lăsând gluma la o parte, deși ar fi bun un tratament și pentru politicieni să vadă cam toate lucrurile, nu știu cum se poate face, dar cine știe, să discutăm, pentru că tot mai multă lume are probleme cu vederea. Și acum, în perioada asta, când mare parte a populației, și vorbesc aici, profesori, elevi și alții, stau câte minim 8 ore, dacă nu 10 ore, pe acest instrument numit calculator sau pe telefon și laptop. Mai nou, acum ne uităm și la filme pe telefon, de foarte aproape. Exact. Agresiunea la nivelul ochilor este maximă. Haideți să pornim cu discuția de aici și după aceea să mergem spre o zonă de unde noi primim extrem de multe întrebări, aceea chirurgiei privind cataracta. Aici toată lumea vrea să știe lucruri. Așa că, domn doctor, vă rog. Mulțumesc. Mulți ani, foarte mulți ani, practic, din momentul apariției tehnicii electronice, medicii oftalmologi încercau să ajungă la un consens referitor la cât este timpul permis unui copil sau unui adult să stea în fața unui device. Bun, pe timpuri nu se numea device, se numea televizor. Erau speculații referitor la 30 de minute, 20 de minute, 10 minute la fiecare an de viață, 2 ore pe zi. În ultimii 2 ani s-a definitivat. În sfârșit s-a ajuns la un consens în urma unor studii care au durat decenii. Și s-a ajuns la norma de 0 minute pentru copii până la 6 ani. Deci, în mod normal, copiii până la 6 ani nu au ce face în fața unui device
electronic. Până în 2020, când educația preșcolară și școlară și universitară a fost transferată în online. Și noi, medicii, am început să vedem rezultatele negative ale acestui fenomen. Și eu am copii care sunt de 8-9 ani care poartă ochelari pentru zona de aproape, cum poartă oamenii peste 45 de ani, 50 de ani pentru citit. Și ei e 8-9 ani. Deci este un fenomen extrem generat artificial de mediul în care noi acum ne aflăm, de situația în care noi acum ne aflăm. Eu sper că ea curând se va la sfârșit calma, se va ameliora, se va calma, va deveni mai bine și noi vom reveni la normal în care copiii vor putea privi pe geam în timpul orelor. Asta este momentul neplăcut referitor la învățământul online, referitor la profesori și la cei care lucrează cu copiii și la persoane care au dioptrii pentru citire, au dioptrii pentru distanță, care permanent sunt nevoiți să poarte ochelari, care au două perechi de ochelari, care au trei perechi de ochelari, una pentru distanță, altă pereche pentru textul din carte, că este un pic mai aproape și mai mărunt, și a treia pereche pentru a se uita la fețele elevilor la laptop. Deci este destul de dificil pentru aceste persoane să-și efectueze angajamentele de serviciu, fiind nevoite să poarte într-atât de multe corecții. Deci sunt dioptrii incomode. Mai ales mă refer la persoane cu dioptrii mai mari. Dioptrii de plus 3, 4, 5, dioptrii plus 8. Închipuiți-vă o doamnă de 65 de ani cu o dioptrie de plus 6 pentru distanță, pentru aproape ea are plus 8 jumătate. Diferența este... Este 2 jumătate, bun, pentru aproape, dar dioptrie este într-atât de mare încât este complicat să fie fabricată. Ochelarii sunt grei, ei sunt scumpi, ei se uzează mai repede, fiindcă însăși greutatea ochelarului îl face să se deterioreze. Ei trebuie schimbați regulat. Și aici eu vreau să vorbesc despre o soluție pentru persoane care sunt la o vârstă funcțională sau doresc să fie complet funcționali pentru... Sau sunt obligați să fie funcționali. Exact. Pentru că au rămas singuri. Exact, da. Și au nevoie să vadă la toate distanțele și nu mai doresc să facă investiții permanente în schimbul de ochelari. Sunt operațiile de cataractă, dar cu scop refractiv. Haideți să ne explicați ce înseamnă scopul ăsta refractiv. Exact, vă explic. Deci atunci când cristalinul nostru în care se dezvoltă cataracta cu vârsta, nu este opacifiat. Deci el nu s-a întunecat și vederea nu scade din cauza că el este opac. El totuși poate fi înlocuit cu un implant care dă posibilitatea de a vedea la toate distanțele. Nu doar cu un implant clasic, care se implantează din 1970, care permite să vezi la o singură distanță, sau departe, sau aproape. Aceste implanturi se implantează odată și pentru tot restul vieții. Ele permit să îți vezi nepoții, vecinul, să conduci mașina, să privești televizorul și în același timp să iai și să vezi ce scrie în telefon. În același timp să iai și să vezi fețele elevilor, să presupunem la laptop. Deci îți permite să vezi la toate distanțele într-o clipă. Este fenomenal. Aparent este o magie și o întinerire. Ca și cum ai avea ochi de tânăr. Este foarte binevenit pentru persoanele care deja poartă două perechi de ochelari, care au dioptrii mari, dar, ca excepție, se poate face și la tineri cu dioptrii extrem de mari. Minus 20. Închipuiți-vă o doamnă cu minus 20, cu minus 22, care nu poate purta așa dioptrii, fiindcă ele sunt grele, ele deformează imaginea. Și închipuiți-vă că ea niciodată în viață nu și-a văzut copiii clar. Și după o astfel de intervenție, ea îi vede, ea poate să le citească poveștile, ea are problema rezolvată. Domnul doctor, care sunt... Deci așa sună foarte bine.
Da. Deci te duci, sună foarte bine. Ca specialist, eu nu sunt specialist, vă cred că așa este treaba. Dar spuneți-mi care sunt limitele unei asemenea operații. Cine nu poate să o facă? Sunt persoane tinere. Tinere, să spunem, până în 45-50 de ani, care încă nu au nevoie de ochelari de aproape, iar dioptria în ochelarul lor de zi cu zi nu este neconfortabilă, o să o numim, este mai mică de 5, de exemplu. În cazul dat, nu este imperativ sau nu este necesar sau nu ar fi o indicație să se rezolve problema prin intervenție. Ea poate fi rezolvată prin ochelar, prin lentile de contact sau prin alte tipuri de abordări, de exemplu laser. Da, dar limita de vârstă unde se duce? Sau, mă rog, este un personaj care citește de aproape foarte bine. Da. Deci nu are nicio problemă, dar are probleme cu vederea la distanță. Cum se cheamă chestia asta, că eu nu știu. Miopie. Miopie, așa. Are miopie. Ei, el e indicat să facă așa ceva? O operație de cataractă? În cazul dat, dacă starea în care el se află nu îi aduce disconfort și el este bine cu faptul că are ochelari pentru distanță, el este împăcat și lui este confortabilă situația în care se află, nu. Deci tot timpul totul trebuie făcut spre beneficiu și spre ameliorarea. Aici vroiam asta vroiam să vă spun. Pentru că la noi în România spitalele uită că cel mai important este pacientul, în școli se uită că elevul. De asta am vrut să vă aud pe dumneavoastră spunând lucrul acesta. Într-un final. Că important este să te duci, să vezi care ți este starea și să vezi ce sfaturi primești, cred că. La sfârșitul oricărei consultații, pacientul trebuie să iasă într-o stare de bine din cabinetul medicului. Fie el va avea ochelar, fie el va avea problemă rezolvată chirurgical, el trebuie să iasă cu o calitate a vieții ce va fi mai mare decât în momentul în care el a intrat în cabinet. Lui trebuie să fie mai bine. El trebuie să fie mai împăcat, mai liniștit sau să afle mai multe despre bolile pe care le are și să aibă soluții sau să aibă răspuns la întrebări pe care le are. Acesta este scopul suprem a unui medic. Aici este de fapt problema și până nu se va înțelege că ochii ar trebui să beneficieze din partea statului român de aceeași atenție de care beneficiază alte organe sau, mă rog, boli. Pentru că, până la urmă, fără ochi e cam greu să te descurci. Din păcate, cataracta este cea mai invalidizantă patologie 100% rezolvabilă. Repede rezolvabilă. 100%. 100%. Repede rezolvabilă. Cu cele mai mici costuri posibile din partea statului. Deci închipuiți-vă un invalid care este complet dependent de persoane terțe, care poate fi transformat într-o persoană utilă societății, autonomă și cu demnitate de sine, în 20 de minute. Deci atâta durează? Da. Deci o intervenție de cataractă, 20 de minute. Exact. Este înalt tehnologică, complicată, dar rapidă. Și după intervenție? Pacientul este liber să facă tot ce dorește. El se ridică de pe masa de operație și pleacă acasă. El privește televizorul, el citește, el își pune picăturile, desigur, tratamentul post-operator, dar el este liber să meargă și la servici. Nici nu are nevoie de concediu medical. Deci, așa. Da, este într-adevăr, într-adevăr fantastic. Bun. Vine omul la dumneavoastră. În cât timp după ce face prima vizită se poate executa cele 20 de minute de operație? În prima zi de operație sunt anumite analize. Adică nu se fac pregătiri speciale? Pregătiri speciale nu sunt. Este o listă de analize pe care noi juridic suntem obligați să o cerem pacientului.
este benefic și pentru pacient să știe informația dată și benefic și pentru noi să fim pregătiți pentru orice. Și în prima zi posibilă care vine conform graficului, pacientul este înscris și problema lui este rezolvată. Vorbiți-mi un pic despre individualizarea acestui tratament, să-i spunem. Adică el se face și la tineri și la oameni mai în vârstă, dar cristalinul acesta, de fapt e vorba de un cristalin, nu? Exact. Cristalinul acesta e același pentru toată lumea, el are niște caracteristici în funcție de vârstă, de stadiu fiecărui om fiziologic. Cristalinele sunt individuale pentru fiecare pacient și pentru fiecare ochi în parte. Cum se individualizează? Se individualizează în primul rând după dioptrii. Fiecare persoană, ele sunt mai mult sau mai puțin diferite. Se individualizează după necesități. Sunt persoane care au nevoie să vadă absolut fiecare milimetru clar până la infinit, începând cu o mână semi-întinsă. Și acele sunt implanturile multifocale. Mă face să mă uit la mâna mea, da. Să mă uit în jur. Sunt persoane care ochelarii distanță sunt, văd mai bine. Sunt bine văzând textul din ziar și televizorul, ceea ce este intermediar, pe ei nu interesează, este alt tip de lentile, de implanturi. Și este implantul clasic, foarte bine recomandat în timp, care vă permite să vedeți la o singură distanță, sau departe, sau aproape. Însă posibilitățile lui, din punct de vedere tehnic, sunt practic infinite. Poate implantat oricui, după traume, după accidente, în cazuri complicate, în cataracte mature, persoanelor extrem de în vârstă. Să nu uităm că implantele multifocale au anumite cerințe față de adaptare neuronală, așa se numește. După ce se implantează un astfel de implant, noi trebuie să ne acomodăm. Deci creierul nostru începe să se schimbe. Da, vezi altfel lucrurile. Exact. Ai alte repere. Avem alte repere. Da, ai alte repere, alte și simțurile ți se schimbă. Se schimbă. Se schimbă percepția. Acum stăteam și mă gândeam că vedeam ieri o știre și alaltă ieri o știre că la Walt Disney s-au interzis niște desene animate. Da, am citit și eu. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă implantul acesta de cristalin cataracta ar fi existat pe vremea când s-a scris povestea Scufița Roșie. N-ar mai fi fost, că bunica ar fi văzut lupul, știți? Adică, de ce? Ca să te văd mai bine? Păi nu, stai, că stai un pic, că sun eu la doctor să-mi pun un cristalin. Da, e foarte interesant, dar spuneți-mi un pic, e și accesibil? Este accesibil. Există vreo schemă de ajutorare de la stat pentru așa ceva? Într-o măsură oarecare, pacientul poate fi ajutat de casa de pensii. Dacă este pensionar. Dacă este pensionar. Dacă este încadrat în câmpul muncii, poate fi ajutat de asigurarea cu care a făcut contract întreprinderea la care lucrează. Adică stați un pic să înțeleg. Haideți că eu chiar, uite, e foarte interesant. Ai un contract pe societate, exact. Da? Cu o firmă de asigurări. Exact. Dar de obicei firmele astea de asigurări când vin, îți spun pentru accident, pentru fractură, pentru aia, dar nu am văzut o clauză oftalmologică undeva. Este o clauză care determină sau păstrarea capacității de muncă. Aha. Sau procurarea și efectuarea actului medical cu scopul efectuării unei implantări și înlocuiri unui. Deci trebuie organ. Să ne uităm foarte bine trebuie când să semnăm. Ne uităm foarte bine, trebuie și condiția și actul medical discutat a priori cu compania de asigurări și nu post, fiindcă post ei permanent găsesc motiv să refuze finanțarea intervenției. Trebuie să fie foarte bine știut ce documente are nevoie pacientul, ca noi să le pregătim din timp și el să le ducă companiei de asigurări ca să fie asigurat cu da, asigurarea. Da, e foarte interesant ce spuneți, pentru că la noi nu prea există cultura asta a asigurărilor pe societate. De ce? Și societățile de asigurări au niște prețuri, mă rog, mai prohibitive când faci
asigurări pe societate, dar în afară și chiar și la societăți de la noi. Asigurarea de sănătate oferită de firmă este un atu în momentul când cineva vine la firmă. Și deci se poate și așa. Se poate și așa. Dacă calculăm un pic altfel, să presupunem că avem nevoie să schimbăm ochelarii o dată pe an. I-am zgâriat, i-am așezat pe ei, i-am pierdut, i-am uitat, multe se întâmplă. Și calculăm 5 perechi de ochelari, 5 ani. Avem intervențiile făcute. Înmulțim și vedem. Înmulțim plus consultații, plus tot ce avem nevoie și avem intervențiile făcute la ambii ochi. Plus că te poți barbieri mult mai ușor, da. Te vezi în oglindă de aproape. Post-chirurgical de optria nu se schimbă. Post-chirurgical, cristalinul rămâne pentru tot restul vieții. Și chiar dacă îți pui cel mai accesibil cristalin, vei avea nevoie de o pereche de ochelari pe următorii 20 de ani. Atât. Atât. Deci nu va fi nevoie să-ți schimbi ochelarii din cauza că progresează cumva. Asta vreau să spun, ca să fie pe înțelesul tuturor. Nu mai progresează. Exact. Cum se cheamă? Cataracta. Cataracta, deci, nu se schimbă forma cristalinului în timp și nu se schimbă dioptria în timp. Sunt persoane care sunt extrem de deranjate. Ei vin la fiecare 6 luni să-și schimbe dioptria. Ei văd relativ bine, dar vin fiecare 6 luni fiindcă se schimbă dioptria. Și atunci trebuie să schimbe automat. Trebuie să schimbe automat ochelarul. Măcar lentilele. Măcar lentilele. Măcar lentilele. Este costisitor, este o pierdere de timp, este deranjant. Dar dacă ai două perechi de ochelari, închipuiți-vă, trebuie să schimbi două perechi de ochelari. În plus, sunt alte patologii care sunt generate de cataractă. Spre exemplu, oamenii cu un plus foarte mare sunt în pericol de a avea glaucom. Deci este o patologie care afectează nervul optic, adică conectează nervul optic. Dar glaucomul este altceva. Glaucomul este altceva și este o patologie care nu recuperează. Deci odată fiind afectată, înapoi nu ai drum. Poate și fi doar, doar un pic încetinită progresia ei. De aceea, acestor persoane li se recomandă intervenția de cataractă ca prevenție și ca tratament al altor complicații. Când vom avea un pachet, în pachetul acela de sănătate și control oftalmologic introdus? Când statul va fi interesat. Când statul va fi obligat, de exemplu, de finanțatori externi să o facă. Sunt situații în care este un program internațional de ajutorare care dă o sumă foarte mare statului pentru a rezolva o problemă. Rezolvați problema cu cataracta în țara dumneavoastră, noi vă dăm 10 miliarde. Bine, banii de obicei dispar. Și când vine controlul, automat... Nu mai văd! Da. Aia cu controlul au cristalin, ăștia la alții nu mai au cristalin. Exact. Cum vă spuneam eu la început. Da, da. Deci, în acel moment, această patologie apare în lista celor compensate și bine finanțate. Am înțeles. Uitați, ni se spune, doctorii să facă prevenție în școli. Ok, faci prevenție în școli, dar nu poți să faci numai prevenție în școli când nu ești nici plătit. Faci voluntar, te mai duci cu societatea. Platinum Optic a făcut așa ceva. Platinum Optic a făcut mai multe programe de prevenție în școli și din fericire, vin părinții cu copii și sunt patologii într-adevăr grave. Și eu vreau să spun pentru părinții copiilor că copilul trebuiește consultat de un medic, fiindcă copilul niciodată nu va spune că vede rău. El nu are cu ce compara. El nu a trăit lângă un copac pe care îl vede ultimii 10 ani ca să vă spună, da, azi eu nu știu de ce îl ved rău. Și trebuie să merg la medic. A, copilul nu are termen de comparație. El nu are repere în viața lui, fiindcă el este copil. Copiii trebuie consultați la naștere, la 3 luni, la 9 luni, la plecarea în grădiniță, la plecarea la școală, la trecerea din primar în gimnaziu, din gimnaziu în liceu sau în școală profesională. Deci orice schimbare din mediu este un control medical, chiar dacă la el totul este aparent bine. Și mai este un moment de comunicare între părinți, în clase. Deci dacă un părinte a avut copilul diagnosticat cu o patologie oarecare și copilul știe că colegii lui unul sau doi văd rău,
ajutați-i pe restul părinților să-și dea seama că trebuie să meargă la medic oftalmolog. Din păcate, noi nu putem să-i prindem pe toți de mână și să-i aducem la noi în cabinete să-i vedem. Asta este un ajutor social pentru noi, o îmbunătățire a mediului în care trăim. Deci, oameni buni, luați aminte la ce a spus domnul doctor. Operația de cataractă, cum se cheamă exact? Refractivă. Refractivă poate rezolva o problemă, poate genera în timp și economii, poate fi susținută și de un program de asigurări, de casa de pensii, poate și de statul român cândva, semnificativ. Îi mulțumesc domnului doctor pentru participarea la emisiune. Astăzi faceți vreo operație de cataractă? Am făcut marți. Ați făcut marți, da? Bine, vă dorim baftă, succes și să vedeți bine. Vă mulțumesc. Și o să vă rog să-mi permiteți ca eu să mă uit și eu în Mesagerul de Neamț. A apărut astăzi ediția cu numărul 475. Să știți că nu e ușor să scoți un ziar în atâtea numere, în condițiile în care nu este un ziar care are doar știri, ci sunt anchete, sunt reportaje, sunt interviuri. Sunt pagini tip magazin, umor. E destul de greu, mai ales la Piatra Neamț. Ziarul de astăzi are multe materiale. Hai să începem cu partea bună a lucrurilor, pornind de la partea rea. Acum două săptămâni scriam despre cazul unei femei cu 5 copii de la Brășăuți, aici lângă Piatra Neamț, care locuiește într-o casă care stă să se dărâme. Au fost zeci de reacții ale oamenilor care au sărit în ajutor și sunt foarte mulți care și ieri și azi dimineața am primit mesaje. Haideți să punem mână de la mână să facem o casă nouă pentru această doamnă. Deja, dacă citiți în Mesagerul pe ultima pagină, vedeți că s-au mobilizat mulți și familia respectivă deja a primit sprijin din foarte, foarte multe locuri. Nici nu vreau să supăr pe cineva. Sunt mulți care au ajutat. Citiți și o să vă convingeți. Dacă mergem mai departe, de la bine să mergem spre mai rău. Apropo de necesitatea unor intervenții de cataractă refractivă, domn doctor, nu așa, refractivă, noi ne-am uitat un pic prin Mesagerul de Neamț din anii trecuți. Ce am scris noi despre o societate a Consiliului Local numită Locato și despre o alta numită Urban și ce se întâmplă acum acolo. Este un material care se cheamă Acarul Jănel și rezistența unui sistem corupt până în meduva oaselor și pornim de la un caz al unui om care nu știu dacă reprezintă neapărat un exemplu de urmat, dar care în ceea ce spune, prin ceea ce spune de multe ori, atinge lucruri care deranjează mafia gulerilor albe din județ. Și dăm și noi niște exemple aici, apropo de ce a fost condamnat, pus să plătească acest domn și cum au fost lăudați alții care au făcut lucruri mult mai grave decât el în aceeași poziție. Asta înseamnă că unii au avantaj serviciu sau servicii și alții au dezavantaj serviciu și dezavantaj gură mare. Avem un alt material care vorbește despre turism și avem un ghid, domnul Dan Panait, care spune, domnule, eu vin cu turiști, veneam cu turiști în fiecare lună, cel puțin o dată de două ori la Piatra Neamț, dar din păcate în Piatra Neamț veneam seara, că nu prea aveam altceva ce să le ofer. Că ei vin să vadă Lacul Roșu, vin să vadă mănăstirile, etc. Și spune o frază de mare adevăr. Principalul motiv pentru care nu mai vin turiștii străini la Piatra Neamț este spitalul. Și explică. În general vin turiști în vârstă din zona Israelului și care au nevoie ca acolo unde se cazează să poată să știe că dacă se întâmplă ceva, poate să intervină cineva. Apropo de boli, un interviu cu o doamnă de la Târgu Neamț, care e șefa laboratorului de analize medicale, după cum vedeți,
vorbim tot mai mult despre aceste lucruri, care atrage atenția asupra unui lucru. Diabetul se instalează din ce în ce mai confortabil în rândul comunității. Lucruri care ar trebui citite și băgate la cap. De asemenea, un interviu despre tradiții și viața de evreică la Piatra Neamț cu o profesoară care n-a fost decât o dată în Israel, a ales să rămână aici, păstrează tradițiile așa cum sunt ele. Și în rubrica aceea de meserii pe care de dispariție în Neamț, avem, data trecută am vorbit despre un cizmar, de data asta despre un meșter blănar, Margareta Lăzăroaia. Să citiți, să vedeți, sunt senzaționali acești oameni care țin la meseria lor și care sunt îndrăgostiți de ceea ce fac. Merită să citiți lucrurile acestea. Și că tot vorbeam de sănătate, de operații de cataractă, de diabet și de alte lucruri, închei materialul, de fapt nu, aproape îl închei, cu o glumă din pastila de râs, din această, apropo de empatia față de bolnavi. Că o femeie sună la spital și întreabă care este starea pacientei Maria Popescu din salonul 24. Asistenta, este mult mai bine. Starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Dacă merge așa în 2-3 zile, îi dăm drumul acasă. Și că asta e grozav, mă bucur foarte mult. Sunteți o rudă de ei? Nu. Sunt Maria Popescu, dar mie nu-mi spune nimeni nimic în salon cum mă simt. Asta ca să înțelegeți cum funcționează de multe ori spitalele. O să aveți niște surprize în numărul următor din Mesagerul apropo de spitale. Până atunci să spunem și care este omul săptămânii în viziunea noastră. Georgiana Muraru, angajată la cabinetul primarului Andrei Carabelea. Știți cu toții că domnul primar s-a vaccinat cu fotograf după el și după aceea s-a aflat că el nu era programat. Domnul primar a spus, domne, am fost invitat acolo și dacă am fost invitat, am făcut așa. A fost criticat pe rețele de socializare și doamna Georgiana a răspuns criticilor, ea lucrând la cabinetul primar, normal, trebuie să machieze imaginea, și a răspuns criticilor cam așa. Nu este vorba niciun caz de vaccinare peste rând. Deci în niciun caz. În acea zi, două persoane programate nu s-au prezentat, iar dozele pregătite ar fi expirat în câteva ore. Dat fiindcă domnul primar și-a exprimat disponibilitatea de a face acest vaccin, a fost înștiințat medicul coordonator pentru a se prezenta la centru. Acum trecem peste exprimare. Nu știm dacă medicul coordonator s-a prezentat la centru sau domnul primar s-a prezentat la centru, dar înțelegem așa. Medicul coordonator a văzut pe la ora 5, așa, domnule, îmi rămân două doze. Nu mi-au venit doi. Ia să vedem noi pe cine chemăm? Chemăm pe aia care ar putea să sunt pe listă? Nu. Chemăm pe niște oameni care să dea bine în poză. Și-a pus mâna pe telefon și a zis, domnul primar, veniți, stați un pic să văd dacă v-am solicitat. Da, v-am solicitat. E, atunci veniți. Și l-au vaccinat pe domnul primar. De aceea, pentru că doamna Georgiana are o meserie extrem de stresantă acolo, un job greu, extenuant, pentru că trebuie să explice multe lucruri care sunt practic greu de explicat sau dacă nu imposibil. Noi spunem că este omul săptămânii și de ce nu poate fi declarat în continuare unul dintre candidații la titlul de omul anului. Ne oprim aici, se pare că vedem prea multe, domn doctor, vă mulțumim pentru participarea la emisiune, vă mai așteptăm, când mai vedem ceva la televizor și nu vedem bine, vă sunăm. Și oameni buni, vă dorim o zi minunată. La revedere. La revedere. Sănătate.